Filmul începe în februarie 1979 la o fabrică de oțel din Lillian, Ohio. Elizabeth Lane, una dintre angajate, a murit în mod tragic într-un accident. Moartea ei a afectat întreaga comunitate, în special pe soțul ei, ajuntul Jackson, și pe fiul lor, Joe. Scena se mută apoi la bietul băiat, care jelește moartea prematură a mamei sale. El se joacă pe leagănul său preferat, chiar în fața casei sale. Chiar atunci, mașina lui Louis Denard se oprește în fața verandei. El este unul dintre angajații care au lucrat la fabrica de oțel împreună cu Elizabeth. Cu fața plină de vinovăție, Louis intră în casă și încearcă să se întâlnească cu Jackson. Cu toate acestea, acesta din urmă îl scoate cu forța și îl urcă într-o mașină de poliție. La 4 luni distanță, aerul s-a schimbat, iar Joe așteaptă cu nerăbdare vacanța de vară. El plănuiește să-l ajute pe cel mai bun prieten al său, Charles, să realizeze un film Super 8 pentru un festival care va avea loc în curând. Filmul este despre o apocalipsă zombie, iar protagonistul este un detectiv care investighează o serie de incidente cu zombie legate de o companie numită Romero Chemicals. Charles dezvăluie că a ales-o pe Alice Denyer pentru rolul principal feminin. Ea este nimeni alta decât fiica lui Louis și cea mai populară fată din școală. Fața lui Joe se luminează când aude numele lui Alice, deoarece se pare că este îndrăgostit de ea. În acea seară, Joe și Charles se întâlnesc cu restul echipei lor, Kerry, Preston și Martin. În timp ce băieții discută despre treburile lor obișnuite, Alice sosește în mașina tatălui ei. Inițial, ea refuză să lase pe Joe înăuntru, deoarece el este fiul ajuntului și ea nu are permis de conducere. Dar când el îi promite că nu se va plânge tatălui său, ea lasă să ia locul din spate. Grupul se îndreaptă apoi spre gara Lillian, unde Charles intenționează să filmeze o scenă cu Martin și Alice. Conform scenariului, ea trebuie să-l convingă să părăsească orașul din cauza unei epidemii de zombie. Filmările încep curând, iar Alice se cufundă atât de mult în rolul ei, încât începe să plângă. Câteva momente mai târziu, ei aud zgomotul unui tren care se apropie, iar acest lucru le entuziasmează pe Charles. El decide să folosească filmarea trenului pentru a spori valoarea de producție a filmului său. Grupul își reia apoi filmările, iar în acest timp Joe observă un camion alb apropiindu-se de șine. Înainte de a putea avertiza pe ceilalți, camionul se ciocnește de tren, provocând o deraiere masivă. De asemenea, are loc o explozie care împrăștie compartimentele în jur. Între timp, camera Super 8 a lui Charles înregistrează totul, inclusiv accidentul și întâmplările ciudate care urmează. În mijlocul haosului, Joe aude o bătaie puternică dintr-unul dintre compartimentele trenului. Grupul descoperă de asemenea cuburi albe ciudate împrăștiate în jurul rămășițelor camionului. Joe ia unul dintre cuburi, îl păstrează buzunar și se alătură prietenilor săi în investigarea camionului. În interiorul vehiculului, ei găsesc cadavrul profesorului lor de științe, Dr. Woodward. Joe observă o hartă în mâna sa, așa că o recuperează rapid. În acel moment, doctorul revine la viață și le spune să păstreze tăcerea cu privire la ceea ce tocmai au văzut. El îi avertizează că dacă copiii scot un cuvânt, ei vor veni după familia și prietenii lor. De teamă să nu fie prinși, grupul ia camera Super 8 a lui Charles și pleacă repede. În următoarea zi, lasă filmul pentru developare la un magazin de aparate foto. Joe promite să-l ajute pe Charles să termine filmul, oferindu-se chiar să folosească camera video a tatălui său. Totuși, acesta din urmă se îndoiește că Alice va dori să ajute după ce s-a întâmplat noaptea trecută. El crede că ea este prea speriată pentru a relua producția împreună cu ei. Dar Joe nu are de gând să lase nimic să stea în calea filmului lor, așa că se îndreaptă spre casa lui Alice pentru a vorbi cu ea. În timp ce încearcă să o convingă să se întoarcă, Louis apare la fața locului. El îi spune lui Joe să stea departe de fica lui, astfel va avea mari probleme. Lui Alice nu-i place atitudinea nepoliticoasă a tatălui față de prietenul ei, așa că decide să-l ajute pe Joe și gașca lui. În scena următoare, gașca se întoarce la locul accidentului de tren pentru a filma. Joe observă că trenul are semnele Air Force, ceea ce înseamnă că a aparținut armatei. Mai târziu, la un restaurant, el se uită la harta pe care au luat-o de la Dr. Woodward și vede o linie roșie trasată de-a lungul țării. El crede că este un fel de traseu care duce la o bază militară ascunsă, dar Charles îl avertizează să nu vorbească despre accident, astfel vor fi uciși cu toții. Între timp, ajuntul Jackson vizitează locul accidentului pentru a găsi niște răspunsuri. Echipa militară de curățare, condusă de generalul Neleg, refuză să-i spună orice, cu excepția faptului că încărcătura nu este periculoasă.
Jackson observă cum oamenii guvernului colectează mici cuburi albe și fac mulaje din gips ale unor urme de cauciucuri de pe sol. Știe că se întâmplă ceva, dar pur și simplu nu îi se spune. Mai târziu se duce la biroul său și raportează superiorului său, șeriful Prude, dar chiar și acesta din urmă îl ignoră și îi cere pur și simplu să meargă acasă și să se odihnească. În acea noapte, șeriful Prude ajunge la o benzinărie pentru a-și realimenta mașina. Dintr-o dată aude un zgomot ciudat venind din tufișuri, iar când se duce să investigheze, cineva îl trage în întuneric și tot ce auzim este țipătul său îngrozit. Angajatul de la benzinărie ajunge la scurt timp pentru a verifica ce se întâmplă, dar este șocat să descoperă o mașină de poliție zdrobită grav. Se îndreaptă rapid înăuntru pentru a suna la urgențe, dar o forță nevăzută îl apucă din spate și îl târie departe. În următoarea zi, orașul intră în haos când locuitorii află că șeriful Prude a dispărut. Mașina sa distrusă este găsită lângă benzinărie cu geamurile complet sparte. Jackson îi convoacă pe orășeni în capela comună și aude despre mai multe persoane dispărute, animale de companie și dispozitive electrice, inclusiv cuptoare și generatoare. De asemenea, un bătrân se plânge că de câteva zile radioul său transmite în bâlbâială. Curios, Jackson discută în particular cu asistentul său și descoperă că este vorba de o frecvență militară emisă de o uzină de apă din apropiere. Apoi își pune ofițerii să-și acordeze radiourile pe această frecvență și în curând aude despre ceva numit operațiunea Walking Distance. Între timp, Joe și băieții filmează o scenă în fața casei doctorului Woodward, care este curățată de militari. Se pare că Charles a ales această locație pentru a crește valoarea de producție a filmului său. Chiar în acel moment, Jackson sosește la fața locului și își ceartă fiul pentru că nu l-a ascultat. El îi spusese să nu se împrietenească cu Ellis, apoi îi confiscă camera video și îl închide în mașină. Văzând că armata părăsește casa doctorului, Jackson se confruntă cu generalul Nelec și cere răspunsuri. De asemenea, el menționează că a auzit cuvintele operațiunea Walking Distance în frecvența radio. Acest lucru șochează pe general, care acceptă în cele din urmă să dezvăluie ceea ce se întâmplă. Îi cere lui Jackson să se întâlnească cu el seara la un aerodrom din apropiere. Acesta din urmă se conformează și se îndreaptă cu entuziasm spre locul respectiv, dar imediat ce ajunge este arestat și închis într-o celulă. Între timp, Ellis îl vizitează pe Joe la el acasă și încearcă să-l convingă că tatăl ei nu este un om rău. Se pare că Louis era foarte beat în acea dimineață fatidică. În cele din urmă, nu a mai putut ajunge la serviciu, așa că Elizabeth a primit ordin să ia tura, dar cum nu era obișnuită cu mașinăriile lui, a făcut o greșeală care a spus și prin a-i lua viața. Acesta este motivul pentru care Jackson nu-l poate uita niciodată pe Louis. Dar Joe, care pare să fie mai înțelegător, spune că nu l-am vinovățit niciodată pe Louis pentru incident. Chiar în acel moment, atenția lui se îndreaptă către ciudatul cubal pe care l-a găsit la locul accidentului. Acesta începe să vibreze și trece prin perete cu o forță atât de mare încât lasă o gaură în el. Acest lucru înspăimântă pe Ellis, care se grăbește să se întoarcă acasă unde o așteaptă tatăl ei beat. Se pare că lui s-a început să bea când soția lui l-a părăsit pentru un alt bărbat. Apoi se ceartă din cauza mamei, ceea ce o determină pe Alice să fugă pe bicicletă în toiul nopții. Louis încearcă să meargă după ea cu mașina lui, dar din cauza stării de ebrietate produce un accident. El își recapătă cunoștința ceva mai târziu când aude țipetele îngrozite ale lui Alice. Într-o întorsătură șocantă a evenimentelor, aceeași creatură de mai devreme apare de nicăieri și răpește fata neajutorată. În următoarea zi, Charles și Joe, care nu sunt conștienți de răpirea prietenei lor, își repară camera superei. Ei examinează apoi filmul developat și văd o creatură ciudată ieșind dintr-unul dintre vagoanele distruse. În timp ce încearcă să-și dea seama ce au văzut, aud sirenele puternice de raid aerian. Ies afară și descoperă că orașul este evacuat, toată lumea fiind îndreptată spre baza militară locală. Deși șocați, Joe și Charles se urcă într-un autobuz împreună cu alți locuitori ai orașului. Ajuns la bază, Joe încearcă să-și găsească tatăl, dar dă peste lui îngrozit. Acesta din urmă dezvăluie că fiica sa a fost răpită de o creatură, dar nimeni nu-l crede. Joe, care tocmai a văzut o creatură în înregistrările lor, rămâne șocat auzind acest lucru. Hotărât să o salveze pe Alice, el își adună prietenii și proprietarul magazinului de aparate foto din oraș pentru a-i ajuta să se întoarcă în oraș. Ei se strecoară apoi afară din bază și se îndreaptă spre depozitul lui Dr. Woodward de la școală. Între timp, generalul Nelec este văzut vorbind cu Woodward imobilizat la pat.
În timpul conversației lor se dezvăluie faptul că Woodward făcea parte din echipa care studia creatura. Înapoi la școală, copiii găsesc filme, casete și înregistrări din depozitul lui doctorului Woodward. Din aceste materiale, ei află că creatura a aterizat pe pământ în nava sa sofisticată în 1958, dar a fost ținută de armată în subteran. Generalul Nelek era hotărât să o folosească în scopuri militare. El a supus-o la tortură, dar acest lucru nu a făcut decât să determine creatura să devină ostilă față de oameni. Grupul descoperă de asemenea că nava creaturii conține tehnologie care atunci când este demontată se transformă în micile cuburi albe pe care le-au găsit la locul prăbușirii. Deoarece Dr. Woodward a comunicat cu creatura, el a dezvoltat o legătură telepatică cu aceasta. Notele sale arată că din cauza maltratării de către oameni, creatura devenise ostilă și față de el. În timp ce copiii încearcă să afle mai multe, niște soldați dau buzna înăuntru și îi arestează. Băieții sunt apoi duși la bază cu un autobuz militar. Pe drum ei aud o bubuitură puternică deasupra capetelor lor. Brusc, creatura apare în fața lor și începe să-i atace pe soldați. În timpul haosului, șoferul este ucis, iar autobuzul se prăbușește pe marginea drumului. Joe și prietenii săi sunt din fericire nevătămași și reușesc să scape pe fereastră. Dar soldații, inclusiv generalul Nelek, nu sunt la fel de norocoși, deoarece creatura îi termină pe toți cu brutalitate. Între timp, Jack se evadează din celula sa, păcălindu-l pe gardian și lăsându-l inconștient. Află apoi de la un copil cum Joe a fugit în oraș pentru a o salva pe Alice. Acest lucru îl îngrijorează, așa că îl găsește imediat pe lui și îl ia cu el pentru a-și salva copiii. După un timp, cei doi se trezesc într-o zonă de război cu tancuri și arme militare care trag necontrolat. Se pare că haosul și distrugerile au fost provocate de creatura extraterestră. Joe și prietenii săi se refugiază în casa unui prieten, dar o explozie spulberă brusc partea de sus a casei. Martin este rănit grav, așa că Charles decide să rămână în urmă și să-l ajute. Între timp, Joe și Carrie se grăbesc la cimitir pentru a o salva pe Alice. Joe aflase despre garajul cimitirului din notițele doctorului Woodward, așa că el crede că acolo se ascunde creatura. În scena următoare, cei doi băieți se feresc de explozii și reușesc să ajungă la garaj. Ei sparg apoi o ușă și descoperă o groapă mare săpată la mai multe etaje adâncime. Coborând, dau peste bârlogul creaturii de sub turnul de apă al orașului. Ei găsesc diverse piese mecanice, inclusiv obiecte care au dispărut de la locuitorii orașului. De asemenea, băieții zăresc mai multe persoane, atârnând de tavan, inclusiv pe șeriful dispărut și pe Alice. Dar înainte de a o salva pe aceasta, îi văd cum creatura devorează o altă persoană. Cum timpul se scurge, Joe îi spune lui Carrie să aprindă artificiile pe care le-au adus cu ei. Planul funcționează în mod surprinzător, iar creatura este distrasă pentru o secundă. Acest lucru le permite băieților să o salveze pe Alice și să fugă cu ea. Cu toate acestea, ei nu reușesc să ajungă prea departe, deoarece ajung în curând într-o fundătură. Creatura îi ajunge din urmă și îl prinde pe Joe în ghiare, dar când era pe care să-l devoreze, Joe vorbește, iar îl spune cu încredere că orice s-a întâmplat cu creatura a fost rău și că unii oameni sunt cu adevărat răi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ucidă întreaga populație. Auzind toate acestea, ochii creaturii se dilată brusc, ca și cum ar înțelege limbajul copilului. Apoi îi lasă în pace și fuge în întuneric. Joe, Alice și Carrie se întorc la suprafață și se adună lângă turnul de apă. Chiar în acel moment, obiectele mecanice din apropiere sunt atrase în mod misterios în vârful turnului. Remorcele camioanelor care transportau cuburile albe se deschid și ele, iar cuburile încep să se asambleze în jurul marginilor turnului. În acest timp, Jackson și Louis se împacă cu copiii lor în timp ce creatura începe să urce pe turn. Obiectele mecanice și cuburile albe se transformă în curând într-o navă spațială uriașă pe care creatura o abordează. Filmul se încheie în timp ce toată lumea privește nava spațială ridicându-se pe cer și îndreptându-se spre universul extraterestru. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!